Bună seara și bine v-am regăsit, stimații telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. În cadrul ediției de astăzi ne-am propus să discutăm despre platforme electorale, despre promisiuni și tot ce ține de fapt de buna desfășurare a campaniei electorale. Invitații ediției de astăzi sunt Pavel Medrigan, conferențiar universitar, avocat. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și Sergiu Ungureanu, expert economic. Bună seara, domnule Ungureanu, bine ați venit la Reflector Analitic. Bună seara! Domnule Medrigan, avem 12 candidați înscriși în cursă electorală. Fiecare din ei au venit cu anumită platformă mai bine sau mai puțin închegată. Până la urmă, dumneavoastră, în calitate și de cetățean, dar și de conferențiar universitar, cum vedeți platforma lor și în ce măsură aceste promisiuni, care de regulă sunt făcute în campaniile electorale, au un fundament în realitate sau o ancorare în realitate? Vă rog. Nu le-am citit, nu le citesc și nu o să le citesc. Cu părere de rău, în istoria Republicii Moldova, toate aceste programe e în ajunul alegerilor. Iată că au devenit mai mult așa ca o glumă. Fiindcă până acum nici foștii primari, care au fost inclusiv generali, nu și-au îndeplinit promisiunile, nici partidele care au fost în Parlament, nici președinții statului Republica Moldova. Apropo, aceasta este și în toată lumea, vin politicienii cu promisiuni și până la urmă foarte puțin din ei justifică de ce nu au fost îndeplinite aceste promisiuni. Prin urmare, pentru mine, aceste programe puțin ce valorează, cu atât mai mult în acest context, viitorul primar general este pe un termen de un an. Deci dacă vom lua în considerație că va fi turul 2, va fi, vine vara, toamna sunt alegerile parlamentare și evident că și primarul general, într-o măsură sau altă, va fi implicat. Fiindcă sunt exponenții partidelor politice și iată că după toamna vine primăvara și iarăși alegerile în luna iunie 2019. Reglementare. Prin urmare, orice persoană serioasă, dacă vine pe un an de zile, nu poate să vii cu programe mari. Fiindcă cu programe poate să vină un partid sau o persoană cu funcții, zicem președintele, dacă ar fi într-o republică prezidențială, pe un termen oarecare, să zicem 4 ani de zile, pe un an de zile aceasta nici nu are rost de a examina. În al doilea rând, Republica Moldova și municipiul Chișinău, în același context, este foarte dependent de finanțarea din extern. Adică cu orice program luăm, reabilitarea drumurilor, reabilitarea nu știu ce, fel de fel scriu acolo, ia versuri uscate, stau echipi întregi, scriu. Prima întrebare care se pune, dar finanțarea de unde? Și noi vedem că pentru acest an deja este bugetul de municipiul care este aprobat, da? Avem o capacitate financiară și mai mult nu avem de unde, dacă nu ne avântăm iarăși în unele credite externe. Domnule Medrigan, dar unele promisiuni, până la urmă, s-ar părea că sunt desprinse din literatura science fiction. Când vorbesc despre lucrul ăsta, fac referire la domnul Năstase, care își propune să facă râul Bâc navigabil. Domnul Munteanu spune că va construi un bulevard în loc căii ferate și care va traversa, până la urmă, Chișinău. E așa sau nu? Cum percepeți dumneavoastră? Păi dacă ținem minte, la alegerile trecute a mai venit o persoană că să facă pe râulețul Bâc să facă, să circule. Sunt destul de hazli, nu știu dacă persoanele astea într-adevăr siriop, deci sunt foarte rupte de realitate. Prin urmare, nici nu putem să le luăm în serios. Pentru mine contează, în primul rând, credibilitatea acestei persoane. Fiindcă programe poți să le scrii cât vrei. Pentru mine este important această persoană care se înaintează sau a fost înaintată ca concurent electoral, ea merită, din punct de vedere, a credibilității. Chiar și dacă jumătate ar face din cele promise, dar zice, iată, aceasta am făcut, aceasta nu am făcut, fiindcă n-am avut posibilități.
Prin urmare, ați menționat 12 candidați. Da. Este greu pentru mine la moment ca să identific 3-4 persoane care au o credibilitate. Cum zicem noi, foarte simplu, pățan scazal, pățan zdelăl. Da. Domnul Ungureanu, noi sunt în calitate de expert economic. Vreau să rămânem pe aceeași lungime de undă enunțată un pic mai devreme. Râul Bâc poate fi un râu navigabil și este cazul ca să schimbăm amplasarea gării feroviare? Două aspecte care vreau să aflu de la dumneavoastră poziție. Dacă să ne oprim la aceste două aspecte concret, începând de la cele ce se promit, noi astăzi trebuie să ne uităm că nu există un mecanism care ar verifica și care ar impune candidații să nu promită dacă nu pot îndeplini. Deci nu există un mecanism legal, un mecanism de urmărire. Societatea civilă, au fost niște încercări, niște site-uri care să urmărească promis și așa mai departe. Dar iată de ce oamenii promit diferite lucruri. Dacă să ne uităm concret la aceste două propuneri în care au fost înaintate, spre exemplu, pentru a scoate căile ferate și a face în locul lor bulevard, păi pentru ce? Deja este paralel cu strada Muncești sau unde să fie lucrurile astea, sau paralel cu strada Albișoara, avem deja acestea. În mai scoaterea acestei infrastructuri va fi o pagubă economică pentru țară extraordinară și nu este cazul acum să ne oprim, să scoatem gara feroviară, să facem aceste lucruri, pentru că trebuie să fie o justificare economică. Cât privește râul Bâc are nevoie de o îmbunătățire, are nevoie de o schimbare a aspectului. Cât este posibil de făcut ca acesta să fie navigabil sau nu, astea sunt întrebări tehnice și din punct de vedere tehnic vreau să vă spun astăzi că dacă există suficienți bani, totul e posibil. Pentru că am văzut foarte multe proiecte care, dar iarăși aici intrăm în latura câți bani avem și câte posibilități. Spre exemplu, în Simferopol este un râu similar ca Bâcul, Salaghir. Este foarte bine aranjat și are chiar un debit mai mic. Este făcut pentru bărți de plimbare de tipul ăsta. Poate și în alte orașe putem găsi exemple similare care ar putea, dar asta depinde de la ora actuală, în 2018, problema cea mai stringentă a capitalei Republicii Moldova? Problemele cele mai stringente ale capitalei Republicii Moldova este lipsa unei transparențe normale, lipsa de o credibilitate a puterii și nu știm unde se duc finanțele. Deci astea sunt problemele principale acum, drumurile noastre care trebuie reparate calitativ. Nu cum vedem acum se fac tăieturi și aceste tăieturi stau câteva zile și merg mașinile iarăși le calcă, le fărâmă și punem ca, deci în loc să se păstreze calitatea acestora, să îndeplinească lucrările repede, iarăși se toarnă asfalt peste niște găuri care iarăși deja nu mai au nicio formă. Deci au făcut tăietura aia care stă câteva zile și se fărâmă roțile automobililor. Deci sunt o serie întreagă de lucruri. Aici ar trebui să ne gândim cărui candidat îi putem oferi capitala care să aibă acea analiză, acea luciditate, să aibă acel echilibru din punct de vedere financiar, emoțional, da, ca să știe ce face. Domnule Medrigan, în rețelele de socializare se tot discută despre fiecare candidat în parte și cineva din colegi zicea, făcând referire la Silvia Radu, că este un candidat fără partid, dar în același timp și fără program. Reieșind din aceste afirmații, vreau să ne spuneți, în acest început de campanie electorală a mai existat, spre exemplu, domnul Tofilat, care nu a putut acumula cele 10.000 de semnături. Doamna Radu a făcut uz de resursele administrative, este singurul candidat până la urmă independent înregistrat. Cum priviți lucrul ăsta? Călcăm pe aceeași drepturi de fiecare dată? Este foarte regretabil că unii politicieni au cetățenii Republicii Moldova și locuitorii municipiului Chișinău de proști. Lor le pare că sunt toți proști. Numai independent. Iată, le aruncă niște așa ea, niște fake-uri. În primul rând, doamna Silvia Radu, a deținut funcția ilegal. Dacă dumneiei era măcar consilier în Consiliul încă, cât de cât, fiindcă noi avem două organe în municipiul Chișinău, Consiliul și Primarul General. Ambele funcții sunt eligibile, adică numai prin alegere. Și dacă într-adevăr devine funcția vacantă, păi este prevăzută procedura, Consiliul decide cine va fi interimar și așa mai. Dar din numărul sau din rândurile consilierilor, dacă doamna Radu nu e nici consilier, deci însăși funcția aceasta trebuia să o pui în gardă, că cetățenii poate să nu accepte dacă vine prin astfel de metode.
Doi, trebuie să fii foarte naiv că așa o persoană putea să vină în această funcție fără o susținere solidă din partea celor care decid. Și noi știm cine decide de la A până la ea acum în Republica Moldova. Trei, iată că doamna Silvia Radu a apărut amut pe toate mass media. Este omniprezentă. Dar de ce? Câți bani? Zici că eu nu cheltui nimic, eu, dar ce așa mare iubire de la mass media, fiindcă noi știm fiecare minută costă bani. În audio deci vizual, asta, da. Această nesinceritate. Trei, a mai apărut oarecare informații referitor la trecutul doamnei. La da, o să discutăm așa mai departe. Deci, iată aceste puse una peste alta, dacă cetățenii Republicii Moldova nu vor să fie iarăși duși de căpestru, da? Cum au fost până acum multe cazuri, ar trebui să aibă, să zicem, o analiză trează. Noi mai vrem unul de ăsta care, iată, eu aș vrea, după cum am menționat, o persoană onestă, cu un trecut bun, care, într-adevăr, ar fi credibil. Am încredere în această persoană, chiar și dacă nu a îndeplinit. Eu aș vrea un candidat, iată, le dau ca un sfat acum. Eu le-aș da trei puncte. Trei. Toate programele astea care dor oamenii ochii să le citească, trei. Prima, eu ca primar general nu o să fur și nu o să permit la nimeni să fure. Iată primul punct, scriți-l, băieți. Dacă vreți, în primărie, fiindcă acolo e un cuib de tâlhărie toți anii ăștia. Toți primarii care au fost până acum au înșfăcat cât au putut. Au devenit boieri. Toți dar poți să ai această imunitate la care faci dumneavoastră referire? Să fii, nu știu, pasnic pe mere și să nu-ți vâri degetul acolo? Dacă vrei, o faci. Dacă te bagi la forat, mai bine nu te băga, că o să ne merești la pușcărie mai devreme. Deci trebuie fiecare candidat cu dânsul dimineața să se uite în oglindă și să zică, mă duc să fur sau să mă duc să slujesc cetățenilor și locuitorii municipiului Chișinău. Întrebarea asta trebuie să o pui față de sine, față de familia sa, da? Fiindcă acolo este fierbinte. Dacă e fierbinte și nu poți la fierbințeală, nu te băga mai bine. O să dormi liniștit și o să fii un cetățean onest și liniștit o să dormi până la urmă. Doi. Să promită, după cum a menționat și colegul, o transparență. Oameni, uitați-vă, eu cu ce am venit? Am venit cu un apartament cu două camere. Iată, după 4 ani de zile veniți societatea civilă, nici nu vreți. Iată tot acel apartament unde am trăit, iată salariul, iată ce am. Iată că toți năceanișii noștri care au fost... Uitați-vă, viceprimari ăștia. Credeți că e mare funcție un viceprimar? Nu e mare funcție, e un cinovnic de ceva mediu, nici la nivelul de viceministru nu se ridică. Și uitați-vă în ce casteluri toți trăiesc, șefii de departamente acolo, e un dezastru. De direcție, prin urmare, dacă un primar general și poftim societatea civilă, procuratura, curtea de conturi, uitați-vă, totul la mine este transparent. Dacă cineva stabilește că eu am favorizat pe cineva, soția, copiii, cu business-uri, cu firme, pe România, cum am făcut-o, păi atunci, uitați-vă, sau și-a încălcat atribuțiile de serviciu. Eu dispar din viața politică. Mai mult nu mă mai bag, da? Da. Și, iată, așa o persoană eu aș vrea să vină și eu i-aș da crezare dacă într-adevăr ar fi. Domnule Ungureanu, unul din candidați zice că va construi o centrală termică pe bază de gaz, ca să evităm problema cu termocomul, cu căldura, cu toate celelalte. E science fiction? Noi centrale pe gaz în Chișinău deja avem. Da. Deci sunt, dar promite că va dispărea întreaga problemă. Făcând alte centrale pe gaz, nu știu, nu este cazul să spunem că vom rezolva problema. Poate vom crește capacitățile noastre interne de producție, dar asta nu este o sursă regenerabilă de energie, nu este una din sursele care ar face o alternativă. Chiar și ceea ce avem noi acum este de asemenea pe gaz. Cât de aceea și am spus că promisiunile care le fac candidații ar trebui să derive din profesionalismul lor, să vină din intenția de a face aceste schimbări, de a face ceva înspre bine. Dintr-o această cauză și apar diferite teze care trebuie discutate sau care noi le discutăm dacă sunt sau nu posibile în acest răstimp.
Este, cum a spus și colegul, un timp foarte scurt, un timp de un an în care trebuie să reușești să faci ceva și în acest an nu trebuie să pui foarte mari planuri cum că vom răsturna dealuri sau nu știu ce. Ceea ce trebuie răsturnat este trebuie răsturnată mafia și acel cuib de tâlhari. Dar credeți că într-un an de zile e posibil, domnule Ungureanu? Într-un an de zile este posibil cel puțin de a face bugetul să fie transparent, să știm ce bani câștigă municipalitatea și ce bani cheltuie, unde se duc acești bani. Este posibil de a face ca să facem un pic de reformă în acest Chișinău, pentru că există un singur primar. Poate s-ar putea de dat mai multe prerogative acelor primaruri de sectoare, sau cum le spune acum, pretori, pentru a rezolva problema acestei hipercentralizări, unde un om decide totul și acest om până la urmă spune că, uite, eu n-am văzut că acolo erau hoții și erau furturi și așa mai departe, cum cazul lui Chirtoacă, care până la urmă spunea că, uite, el așa este de bun, și cei care îl mai cred, eu nu știu dacă mai sunt și de astea, spun că el nu era rău, dar erau rău cei din jur. Păi bine, de ce s-a concentrat o asemenea putere în jurul unui om? Deci haideți să schimbăm sistemul și vin cu un den ca la candidați ca ei să schimbe acest sistem, să discute cu societatea civilă, să discute cu oamenii, nu să se ascundă după cordoane de poliție când ceva nu le place și când, de exemplu, cel mai ușor este să închidă ceva anumite oportunități pentru oameni, atât când se închideau locuri la Piața Centrală sau alte, să făceau construcții legale. Acești care trebuiau să decidă, ei se ascundeau în spatele poliției. Deci lucrurile astea nu trebuie să se mai întâmple și nu funcționa nici legea. Spuneați, domnul Midrigan, că să vină poliția să-i controleze, dar dacă poliția și dacă procuratura este total aceluiași om care acum echipele este independent și candidează. E un apendice, până la urmă. Și atunci ei nu vor vedea nimic. Le vei arăta verde în față, dar ei vă spune că nu se vede nimic, pentru că asta este omul lor. Va fi un alt om care nu este al lor. Atunci se vor comporta altfel. Dar asta este ceea ce e așteptat. Deci sistemul trebuie schimbat. În general, este putred. Păi, da, eu referitor la sistem, e al treilea punct care n-am dovedit. Trebuie să promite că toți angajați în primărie vor fi după merit. Uitați-vă acum, ăsta cui? Păi ăsta e nepoata lui acela. Ăsta cine? Ăsta e nepotul acelălalt. Ăsta cine? Păi ăsta e din partidul cutare. Deci fiecare funcționar public în primărie trebuie să fie la locul lui și să respecte legea. Atunci e evident că, uitați-vă câte loturi de pământ au plecat, cineva nu și-a făcut datoria, da? Fiindcă sunt instanțele de judecată la urma urmei, sunt organele de drept, da, de multe ori și iarăși bizar. S-au adresat în organele procuraturii și nicio reacție, nimic. Sute, mii de loturi de pământ au plecat. Este o altă întrebare. Trebuie afișate toate adresările la procuratură, când au avut loc, și de discutat și organele de drept. Domnilor, voi acolo cu ce vă ocupați în procuratură? Ați dat răspuns, a intentat sau a constatat faptele descrise sau nu? Și, desigur, eu consider că viitorul primar general trebuie să fie membru a guvernului. După părerea mea, președintele Academiei de Știință nu are ce face acolo. Pur și simplu, degeaba stă și ocupă locul, iată, ani de zile, pur și simplu și-a bronat. Primarul general, indiferent de la care partid nu ar fi, trebuie să fie membru guvernului, fiindcă noi aici avem un potențial destul de important și financiar și uman. Și iată că, de fapt, a fost un timp când primarul general era membru guvernului. Eu consider că trebuie de revenit la aceasta. Ce se referă la alte promisiuni, iată, și colegul a menționat, problemele stringente care sunt deasupra, parcările. În fiecare an, în municipiu, se acumulează încă sau vin 5-7 mii de automobile. Erau ani când veneau 10.000. Dar unde sunt parcările? Iată toate guvernările, și subterane, și cu sus, și cu jos. La moment noi nu avem parcări în municipiu Chișinău, aproape că. Deci iată o viziune stringentă pe care o așteaptă chișinăuienii. Și desigur că foarte multe probleme ar fi complicat în acest timp. Dar, într-adevăr, dacă ar fi o pornire, anul acesta ar fi un tramplin bun pentru viitoarele alegeri din 2019, care va fi un mandat de 4 ani. Deci este evident că se dă un semnal foarte clar pe problemele cele mai stringente și cum de soluționat. Fiindcă dacă primăria ar fi vândut toate terenurile de pământ la licitație,
mai mult de jumătate din aceste probleme cu drumurile, cu fel de fel, dacă toată proprietatea ar fi fost dată în arendă așa cum legea prevede, de întors unele terenuri, imobile, atunci bani ar fi fost. Dar dacă acolo este elementul politic, tu ție și tu mie, iată că lucrurile nu se vor mișca. Da. Domnule Ungureanu, am în fața mea, spre exemplu, promisiunile făcute de majoritatea partidelor politice în 2010 la alegerile parlamentare și cât este de straniu, parcă sunt trase la indigo pentru toate campaniile, indiferent cele generale sau cele locale. Rămân a fi în prim plan, într-adevăr, cum spunea domnul Medrigan, parcările, salariile pentru bugetari, locurile de muncă. De ce se întâmplă acest paradox? Haideți să pornim de la locurile de muncă în municipiul Chișinău. Ele pot fi create? Locurile de muncă pot fi create. Iarăși revenim la aceeași problemă. Trebuie eliminate aceste scheme de corupție, trebuie făcute transparente cum se dau aceste terenuri, unde, pentru că, iată, e problema chiar cu acele parcări, unde trebuie să făcute. Deja, practic, toate loturile s-au vândut, s-au dat, sau n-ai unde să vrei. Și asta ar însemna și locuri de muncă pentru anumiți oameni. Deci, întreprinderile municipale funcționează foarte prost și ele merg din an în an tot mai prost. Însă primăria ne spune altă epopeie. N-are cum, pentru că dacă deschidem acele rapoarte economice, financiare pe care le face întreprinderea, eu nu știu de unde ei văd că lucrurile merg bine. Lucrurile merg chiar cifric vorbind. Faceți grafice, oameni buni, faceți, analizați cifrele și vedeți că din an în an acestea merg tot mai rău. Iar la principalele întreprinderi municipale, și cele de transport, și cele de iluminat, nu știu, chiar probleme sunt foarte mult cu școlile și grădinițele. Pentru că, iarăși, numai problemele cu care au ieșit anul trecut la iveală cu acele produse alimentare nesatisfăcătoare. Iarăși, cineva nu și-a făcut bine treaba, pentru că probabil a fost numit prin nepotism sau prin cunoaștere că, iată, este din partidul cu tare sau cu tare. Noi trebuie să ieșim din paradigma asta, că se promită foarte multe și să nu îndeplinească nimic. Și până la urmă, închipuiți-vă cât de ridicol arată. Acum ei au promit acolo foarte multe, deci marea și sarea, și arată ca o mare eveniment la televizor, cum că vopsesc trecerea de pietoni, le vopsesc în alb. Deci, oameni buni, asta este banal. La nivelul, nu știu, a aborigenilor din secolul XVI, când neaștia arătau oglinda și îi stau, iau-te oglindă sau iau-te șampon sau lucrurile astea. Deci, uneori suntem chiar noi însăși banalități din astea care nu are niciun sens. Las primarul general sau cei care să decide direcțiile. Iar aceste promisiuni, inclusiv cu locurile de muncă, inclusiv cu transparența, cu furturile, deci ar trebui să fie documente oficiale și documente sub care să poarte un caracter de răspundere. Pentru că dacă ei le promit, ei trebuie să scălească sub acest lucru. Și iată un lucru foarte bun cei ce l-a făcut acum societatea civilă și am văzut că unii candidați au acceptat. S-a semnat un acord memorandum între societatea civilă și candidați, de cei care au vrut să semneze, unde sunt o serie întreagă de puncte, de obligațiuni pe care și le ia primarul sau candidatul la primar în timpul campaniei electorale ca să păstreze o campanie curată, o campanie fără elemente înjositoare. Dar noi avem promisiuni făcute aceleași de aceeași persoană. Păi pur și simplu control. Campania diferă. Și când zic lucrul ăsta, volens, nolens, fac referire la PPDA, care Andrei Năstase spunea și în campania trecută că vă face drum de legătură între Albișoara și Mesageri, spre exemplu. Iată, suntem în anul 2018, în data de 3 mai și nu cunosc cel puțin un proiect. Păi aici trebuie să punem întrebarea și nu s-au îndeplinit. Care sunt răspunderea? Deci oamenii nu au... Polițienii din ziua de azi pot să promită foarte multe, dar dacă nu există niciun organ care să-i tragă cum în judecată sau... Da, nu există. Trebuie să compunem noi, să-l facem noi acest mecanism sau lucrurile astea care se promit trebuie să fie monitorizate foarte concret. Haideți să vedem ce face candidatul, dacă câștigă sau chiar și dacă nu câștigă. Pentru că în cele mai dese ori candidații vor spune, bine, nu eu am câștigat, dar trebuie să facem și să dăm și întrebarea foarte corect, așa cum este menționat și în acel memorandum de care spuneam puțin mai înainte. Ce va face chiar și dacă nu va trece? Domnule Medrigan, învățăm o poezie pe de rost și o repetăm în fiecare campanie electorală. Da, pentru noi, pentru cetățenii care noi ascultăm poezie și dăm din cap. Cine e vinovat că noi ascultăm și dăm din cap? Cine e vinovat? Dacă nouă ne place să trăim într-așa o mizerie, cine e vinovat? Trăim? Ce, o să vină cineva să ne mături sau să ne facă pentru noi? Dacă noi, numai cu vorbăra aia, da. Întrebarea este, ce se întâmplă dacă aceste promisiuni, și nu numai promisiuni, nu se respectă legea. Ce facem noi cu acest domn primar general? Cine n-ar fi? Ce facem? Care e mecanismul?
Iată că au semnat, toți au semnat, toți au promis, au răgușit strigând pe la tribune și a doua, a treia zi au uitat. Fiindcă este disciplina de partid, interese, transnaționale, companii și așa mai departe. Deci ar fi bine, cred că până la urmă, fiindcă este așa o practică în diferite orașe, este un consiliu a societății civile. Numai că la noi, iarăși, această societate civilă... Este amorfă. Dar să nu fie mare, să fie cel mult 15 persoane, cu notorietăți. Și odată în lună se adună, zici, domn primar, ia nu uitați ce se întâmplă în oraș. Aici construcții ilegale nici nu ieșesc din birou. Da? Trebuie să trimiteți. Într-adevăr, unele competențe trebuie întoarse înapoi, fiindcă iată că inspecția în construcții, chipurile... are în competență toate construcțiile neautorizate sau ilegale. Unde e această inspecție? Nu se vede. Nu se vede. Păi Consiliul este proprietarul terenurilor de pământ și Consiliul nu are aceste împuterniciri. Deci de a stopa în orice moment, orice lucrare. Și desigur că până noi cetățenii, nu numai cu vorbile, fiindcă noi cu vorbile toți vrem într-un oraș curat și noi toți facem murdărie, ați văzut la sărbătorile acestea. Păi ce, trebuie să îmi cineva să strângă. Deci dacă noi nu o să începem noi, pe noi să ne stimăm noi pe noi, să avem o demnitate, nici un primar general cine n-ar fi nu este în stare. Deci trebuie această conștiință că noi împreună am putea schimba lucrurile. Spuneți-mi, vă rog, dar cetățeanul Medrigan crede în transparența acestor alegeri și în misiunea pe care trebuie să-și o îndeplinească fiecare instituție în mod separat? Și aici fac referire și la CEC. Evident că nu. Evident că nu, că această companie deja îi dă prioritate la unii candidați, reieșind din acele resurse, inclusiv administrative, s-au umblat și pe la instituțiile de învățământ, s-au adunat aceste semnături, se știe, a fost publicat în presă, cum au venit, le-au adunat. Deci, dacă cineva vrea să vină prin minciună la putere, păi trebuie îndată cu această persoană, cât nu e târziu, de tras linia roșie. Ăștia n-au ce face, trebuie să ocupi cu altceva. Fiindcă așa au să procedeze. Fiindcă aceste persoane venind la putere o să trebuiască să întoarcă acest împrumut. Ăsta e un credit. Da, așa zic, cum? Noi te-am adus la putere, acum trebuie să faci pentru noi. Așa a fost și nu de Doamne să fie așa. Prin urmare, evident că am vrea un primar general independent. Dar în realitatea aceasta de astăzi a noastră este foarte complicat. Fiindcă oamenii noștri de multe ori nu vor să fie informați, ascultă pe unul, așteaptă cadouri electorale, niște surse financiare, deci sunt foarte departe de realitate și nu vor să intre în esență. Încă o dată repet, o mare vină pentru starea de lucruri sunt noi, cetățenii, care habar nu avem, tot așteptam să vină cineva, dar ăsta ce o să ne dă ea? Da? Așteptăm cineva, dar partidul ăsta ce o să... Toți așteptăm, parcă suntem niște, să mă iertați de expresie, ca niște caliși. Stăm cu mâna întinsă, ăsta ce o să... Dar americanii ce o să ne dă, dar europeni ce o să... Dar românii ce o să ne... Noi ce, nu suntem în stare să facem ordine la noi în casă. Prin urmare, desigur că un primar general, indiferent cine n-ar fi, singur nu, dar dacă creează o echipă și de la această echipă o derivată în cetățeni care sunt cu inițiativă, sunt și activiști civili, sunt unii care într-adevăr vrem să trăim într-un oraș prosper, curat. Ce se referă la locurile de muncă, iată ați dat întrebare. Da. Nu este în tocmai competența primarului general. Fiindcă asta este o chestie destul de delicată. Noi suntem pe piață acum, deci sunt raporturi economice. S-a promis domnul Chertoacă că o să vină investiții străine și iată nici o cifră nu poate pronunța, fiindcă vin numai supermarketuri, mai mult nu vin la noi nimic. Și dacă vin, trebuie să fim foarte atenți. Pentru ce vin? Vin care încalcă ecologia, vin care încalcă legislația noastră. Chiar și aceste firme străine deja plătesc copeici la lucrătorii noștri și sunt exemple. Deci ar fi bine ca noi sau cetățenii noștri care au acumulat unele surse financiare peste hotare, să le dăm lor posibilitatea aceasta să investească și să pornească aici aceste afaceri. Domnule Ungureanu, în această campanie electorală revin de la periferia politicului, dacă aș putea zice așa, partide care nouă ni s-ar părea că sunt moarte.
face, nu știu, ca și electorat, ca și reprezentanți, mai bine zis, a electoratului, să ne punem speranțe în aceste persoane care au fost înaintate și aici, cu tot respectul față de anumite partide politice, dar pot și să îi exemplific. E vorba de Partidul Popular, Partidul Rusu-Slovean, PUNU, Șor și așa mai departe. Da. Ce sunt cu acești candidați? Sunt candidați satelit? Sunt, așa spun, elemente sau sunt jucători din piața politică. Da, sunt micuți așa ca niște peștișori în acvarium pe care se plimbă pe lângă răchinii ăștia mai mari, dar ei așa, când vine vremea ca să apară un proces electoral, ca să nu uite lumea de ei. Pur și simplu să-și, unele partide, spre exemplu, cum PUNU, vine cu un mesaj clar. Deci ei au, nu li interesant ori candidatul, ei știi că vor lua 1-2% dacă vor lua. Deci, dar lor le e important să înainteze acea idee și să mai fie auziți încă o dată doar pentru a primi anumite beneficii de o anumită formă. Dar sunt alte partide care în timpul anului, în timpul acei 4 ani, practic nu se manifestă nicăieri. Nu arată nicio activitate, ce au făcut. Deci, practic, imediat cu acea pierdere după ploaie sau înainte de alegeri, apar și, uite, noi vrem să facem ce. Nu bine, dar unde ați fost acești 3 ani sau 4 ani cât a fost? Unde ați fost să apărați, pe exemplu, acele construcții ilegale? Să vină cineva din candidații ăștia, care sunt așa apăruți pe nu știu de unde, să vedem la una dintre aceste scandaluri cu construcțiile ilegale. Una acolo unde se dă ia poziție, astăzi, să mobilizeze societatea. Palatul ăsta al sindicatelor, care este în ziua de azi și se dărâmă chiar în momentul când spunem emisiunea. Iar și acolo este și o parte din acesta care este ocrotit de stat, că este un mozaic deosebit. Iarăși, nu vedem nimeni dintre aceștia să vină. Deci, haideți să vedem cu alte probleme, cu transparența bugetară. De aceea lucrurile și stau așa, pentru că oamenii, cum a spus și domnul Durean, sunt vinovați în primul rând și ei. Pentru că noi, ca societate, răbdăm, tăcem lucrurile astea și fiecare om, deci asta mă adresez acum ca fiecare din noi să înțeleagă că este o parte din vină. Când o trebuie să iasă, n-au ieșit, când o trebuie să ceară de la candidați, nu au cerut, când o trebuie să ceară chiar și de la putere să-și îndeplinească promisiunile, nu a cerut, stând maxim revoltându-se doar la bucătărie. Deci lucrurile astea, asta suntem noi. Să luăm exemplu din Franța sau din Grecia, din alte țări, unde când lumea este nemulțumită pentru niște lucruri mai mici, iese în stradă, dar la noi... Domnule Medrigan, făcând referire la anul 2005, vreau să ne aducem aminte de alegerile locale atunci când am înregistrat un absenteism la urnele de vot. Astăzi, în condițiile în care cei mai mulți dintre noi constatăm că aceste promisiuni sunt făcute doar de dragul de a ajunge în acest fotoliu de primar general al capitalei, se poate întâmpla să se întâmple același lucru? Mă refer la neprezentarea la urnele de vot? Cred că nu. De ce? Este un alt context. Deci, situația trebuie privită în contextul viitoarelor alegeri parlamentare. Fiindcă este un bloc, am zice așa, câteva partide, care scopul este de a schimba puterea în stat, nu numai în municipiul Chișinău. Prin urmare, admitem că câștigă Andrei Năstase. Îi dorim succes, dar cum vor vota alegătorii? Păi cum vă închipuiți? Ce campanie electorală va fi la alegerile parlamentare din noiembrie? Deci ținta va fi Partidul Democrat. Adică nu sistemul, dar ei parcă au o țintă numai Partidul Democrat. În schimb ce la noi sistemul este putred, drept că acest sistem... Îl folosește Partidul Democrat pe deplin. Sau alți candidați, unioniști, spre exemplu. Ne închipuim că, nu vreau să le dau numele, să nu le fac publicitate. Câștigă un concurent electoral cu viziune unionistă. Ce o să facă? Să facă totul numai să miște unionismul. Păi habar nu are de acest oraș, care e o altă opțiune politică. Prin urmare, acest mini-start, ar zice, este foarte important cine va obține acest câștig, fiindcă este un tramplin foarte important pentru alegerile parlamentare. Dar e o testare a partidului care este favorit? Desigur că noi
foarte bine înțelegem că Partidul Democrat vrea să câștige acest bastion. Cum zice la noi, pravda mine, pravda mie. Și ați menționat că dacă Comisia Electorală Centrală, da, orică este, orică nu, cu părere de rău, fiindcă deja se aruncă bani mari în fel de fel de publicitate, în același timp, unele surse mass media au zis că nu au să facă, nu au să organizeze dezbateri. De ce? Iarăși, de ce să arate cineva ce vrea să spună când ei au în mâinile lor sub controlul unele mass media și aceste doze o să le deie numai ca cetățeanul să nu fie informat până la urmă? Prin urmare, este important cine, aș menționa aici chiar și Partidul Socialiștilor. Dacă câștigă Ion Ciobanu, evident că poziția Partidului Socialiștilor pentru alegerile parlamentare din noiembrie va crește cu 10-15%. Fiindcă așa este la noi. Mizei care... sunt aceste procente, da? Da, numai... Și numai, cele 11 circumscripții. Da, numai puțin. Prin urmare, este o repetiție foarte generală, importantă și dacă nu câștigă exponentul Partidului Democrat, aceasta va fi prima lovitură. Deci deja se va zgâlție jâlțul acestui partid și să nu uităm câți alegători sunt în municipiul Chișinău. Prin urmare, aceasta ar putea fi un semnal destul de important că se schimbă timpurile, se schimbă vântul și Partidul Democrat înțelege foarte bine. Prin urmare, iată, a rămas nu prea mult până la turul întâi. Deci toate partidele politice și exponenții trebuie să vadă foarte serios procesul electoral și însăși procedura de vot, de numărare, a buletinilor și așa mai departe, fiindcă este foarte important cine va acceda în turul 2. Fiindcă în turul 2... Nu credeți în faptul că primarul va fi ales în turul întâi? Desigur că nu. N-are cum va fi fărămițat foarte mult alegătorul, cu atât mai mult că perioada este de primăvară, caldă, dar totuși eu cred că mai mult de 50% vor participa la scrutinul din 20 mai. Domnule Ungureanu, în această campanie electorală, Partidul Democrat a încercat să ne transmită un mesaj, cel puțin dacă să vorbim așa metaforic, prin faptul că nu a delegat oficial niciun candidat din partea partidului. Cum s-ar explica faptul ăsta? Lucrurile care sunt camuflate sunt mai interesante? Partidul Democrat acum are o mare problemă de imagine. Cât nu s-ar stărui ei de mult și ar invita analitici, cheamă companii de analiză și le plătesc lobby-uri, deci companii americane, britanice, dar asta nu le ajută. Ei au observat că deja au intrat într-așa numit punct de saturație în care deja totul merge înspre din rău în mai rău. Nu mai poți să îmbunătățești. Resursele umane în acest partid sunt o problemă deja? Nu că sunt atât o problemă, ei duc o politică de a impune și de a supri. La nivel de raion, la nivel de întreprinderi de stat din raioanele țării, se duce o politică foarte aprigă de supunerea tuturor sub Partidul Democrat. Deci chiar și la cei care eliberează pașapoarte în raioane, Red Nordurile. Deci sunt oameni puși unde partidul îi impune pe toți să semneze. Nu ai semnat, ai ieșit. Deci ei au resursa asta, așa, hai spune-o să nimeni. Dar oamenii ăștia lucrează prin frică. Și ei în orice moment poate să ducă. Poate să, dacă se va schimba vântul. Și ei, cei din vârful piramidii democratice știu foarte bine lucrul ăsta, că cu frică nu-i poate ține pe mulți. Da, e frică că îi vor da afară, că îi vor... Deci, iată, asta e prima componentă care... A doilea, că ei dacă vor înainta candidat din partea Partidului Democrat, vor vedea că acesta va aduna toate nemulțumirile cetățenilor. Cum a fost cu Marian Lupu, care până la urmă s-a și retras din campania electorală, când a înțeles că nu are nicio șansă să treacă în... Deci ei acum au hotărât o altă tactică. Cum că este un candidat independent, dar dacă ne uităm la holdingul Partidului Democrat, toată ziua din știri... Se lucrează intensiv.
85% din, din știri despre cât de bine o duce candidatul ăsta independent. Și este, îmi pare că și chiar o strică, deci o daună cuvântului independent. Pentru că nu mai este candidatul independent de felul ăsta. Dar aici Partidul Democrat vine cu o miză foarte puternică, anume Chișinău. Sunt cele 11 circumscripții electorale care vor fi pe baza Chișinăului create. Și deci ei vor aici să câștige. Dacă vor pierde, lucrul ăsta va duce mai departe și la alte lovituri pentru ei. Și de aceea îndemn acum ca lumea să nu se uite la acele promisiuni, care, pentru că până la sfârșit se va face uz de geopolitică, de tancurile Moscovei, de mâna sovietică și așa mai departe. Lucruri care până acum au mers. Și da, de bine, de rău, din cauza că avem așa un electorat, lumea se speria că uite că mâine, poi mâine îți vine cu tancul întindă. Ceea ce este o mare prostie și eu nu știu cum mai sunt azi oameni care mai pot să creadă sau mai pot să aducă asemenea argumente și alții care pot să vină cu ele. Dar trebuie să ne detașăm de acestea, chiar și dacă s-ar putea întâmpla și următoarea situație, teoretic vorbind, da, că candidatul democraților va pierde, deci candidatul independent, hai să spunem, va pierde, dar va ajunge la putere un candidat care nu le place democrați. Să spunem că din partea socialiștilor, Ion Ceban. Deci, în acest an, vor încerca prin toate mecanismele să discrediteze, să arate că suntem că, într-o țară ocupată, că iată ne vin pe deasupra noastră toate aceste lucruri. Deci, lucrurile astea vor fi utilizate geopolitica și eu aș vrea ca cetățenii noștri să aibă maturitatea deja să iasă din această paradigmă și să se uite la cei care cu adevărat fac ceva din acești candidați. Domnule Medrigan, de ce nu a mers această idee cu candidatul unic? Pentru că până la urmă electoratul este cel care este debusolat. Când zic lucrul ăsta, nu știu, fac referire fără vreo intenție spre ceea ce se numește unioniști. Avem Partidul Unității Naționale, Partidul Liberal, Partidul Național Liberal. Trei candidați cu aceeași viziune. Da, numai că la Moldovean fiecare vrea să fie el naționalnic. Toți suntem pentru idei, dar numai eu naționalnic, dar voi din urma mea. Prin urmare, de care vreți, unioniști, pro-europeni, așa numiți, n-au să se unească niciodată. Și să-i ajute Dumnezeu să nu se unească, fiindcă au să vadă cât e de mărunt chestiile astea de fotorii numai. Da? N-au să unească, fiindcă fiecare se socoate el cel mai pro-european și așa mai departe. Deci ideea de unirea forțelor este contraproductivă, fiindcă într-o mare parte toate partidele care se numesc pro-europene, în esența lor, nu sunt pro-europene. Chiar și Partidul Democrat face parte din organizațiile partidelor europene, dar în esență, reformele care sunt, iată că este o mare critică din partea structurilor europene. Deci, voi vă numiți democrați, dar nu utilizați metodele democratice. Ce fel de democrați voi sunteți? Sunteți numai deghizați, așa numai o denumire și numai mult. Așa și unele alte partide care se numesc pro-europene, dar folosesc un limbaj destul de agresiv sau o abordare agresivă, o exclusivitate, că numai noi, ceilalți sunt dușmani. Deci iată că între liderii aceștia este o mare concurență și sunt diferite centre din exterior care dirijează cu acești lideri și noi știm de unde vin toate indicațiile, din Statele Unite și din Europa. Politicienii ăștia sunt la serviciu acestor centre geopolitic, după cum noi vorbim, fiindcă noi suntem o țară mică și aproape că noi am pierdut suverenitatea, deci de acolo vin instrucțiunile și pe această idee nu s-a pornit, fiindcă este un pericol. Pericolul este că chiar și aceste partide așa numite pro-europene, ei luptă între dânsii, în primul rând. Și, desigur, că vectorul geopolitic, nu cumva să vină tancurile, nu știu pe unde. Mai avem 30 secunde, cred că, la dispoziție. Vreau să-l întreb și pe domnul Ungureanu un singur lucru. Domnul Medrigan pomenea despre o abordare destul de agresivă. Vi s-a creat această impresie că este o campanie murdară, o campanie agresivă și în acest context de ce nu se iau în dezbatere anumite idei, anumite inițiative ca să fie preluate mai târziu și implementate, ci se atacă persoana?
Da, este un lucru de cultură aici, de educație, atât a candidaților, cât și a persoanelor, noi, ca electoratul, ca votanților. Deci cei care aplică asemenea metode să nu fie votați, deci și din principiu. Dar din cei ce vedem, încă nu s-a ajuns la acea fază foarte agresivă, dar știm din experiența trecută că se poate ajunge și sper ca până, pentru că toate aceste mecanisme agresive, ele vin la sfârșitul campaniei electorale sau în turul 2. Deci sperăm să avem o campanie cel puțin normală și fără anumite excese. Domnule Medrigan, domnule Ungurean, eu vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune și pentru punctul de vedere pe care vi l-ați exprimat. Stimați telespectatori, atât am reușit în cadrul emisiunii de astăzi. În numele întregii echipe, eu vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de noi. Pe curând!